Scandal uriaș după incendiul de săptămâna trecută de la Circul Globus. Primarul Gabriela Firea susține că a fost amenințată de fostul director pe care l-a demis vineri. Firea spune că ia în calcul și depunerea unei plângeri penale împotriva directorului. Nu îmi retrag decizia în ciuda tuturor presiunilor pe care le-am primit în ultima perioadă și chiar amenințărilor din partea domnului manager și a susținătorilor săi. Nu reacționez pozitiv atunci când sunt amenințată, când sunt hărțuită, când noaptea primesc mesaje pe toate numerele de telefon și private și profesionale, atât de la domnul director cât și de la susținători. Primarul Capitalei a lansat acuzații grave la adresa fostului director după ce 11 animale au murit săptămâna trecută în urma unui incendiu. Nu a fost în stare să asigure condiții minime decente pentru acei îngrijitori și pentru acele animale. Ce trebuie să se mai întâmple pentru ca un astfel de om să înțeleagă faptul că nu mai poate continua? Ce trebuie să se mai întâmple? Să moară mai mulți oameni? Să moară mai multe animale? Firea a anunțat și că ar putea să depună plângere penală împotriva directorului. Mă gândesc foarte serios dacă să nu fac și plângere la poliție pe baza hărțuirii la care am fost supusă în ultimele zile de către domnul manager de la circ, care vrea să plece neapărat la Monaco, să organizeze un festival în domeniul circului.